Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă citesc astăzi un articol pe care ni-l trimite doamna profesoară Angela George din Târgu Jiu. Articolul se cheamă Model personal de rugăciune și începe în felul următor. Dragii mei, vă ofer acum un model personal de rugăciune, cea pe care o rostesc eu în fiecare seară. Aceasta nu este doar o cerere, cum ați fost obișnuiți, ci o exprimare a recunoștinței. Iată cum sună ea. Doamne, mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru viața mea perfectă, pentru sănătatea mea perfectă, pentru evoluția mea spirituală perfectă, pentru familia mea perfectă, pentru prosperitatea mea perfectă, pentru meseria mea perfectă și așa mai departe. Aici lista poate continua. De ce fac asta? Pentru că dacă emitem în univers intenția de perfecțiune a vieții, asta vom primi conform legii rezonanței. Însuși Iisus afirmă conform Evangheliei după Marcu, toate câte le veți cere de la Tatăl meu, să credeți că s-au întâmplat deja și se vor împlini. Mesajul este clar. Sunt convinsă că nimănui nu-i place să asculte la nesfârșit litanii de genul dăm, 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 ci toți ar aprecia recunoștința. Rugați-vă așa și veți vedea efecte chiar miraculoase, să vă fie de folos. Mulțumesc doamnei profesoare Angela George pentru frumosul articol primit. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate.